Fostul ministru Elena Udrea și-a declarat susținerea pentru noul șef al PNL, despre care spune că nu are o experiență politică suficientă pentru poziția pe care o are, dar este susținută de oameni ca Emil Boc, care au o experiență necesară atât în administrația publică cât și în politică. Aceasta a transmis un mesaj de susținere pentru Florin Câțu. Ca politician, cred că Florin Câțu este la început de drum, ocupă o funcție prea mare pentru experiența pe care o are, însă am încredere în cei care îl susțin. Atâta vreme cât lângă Câțu este Emil Boc, spre exemplu, cu experiență de om politic uriașă și de om de administrație, primar, prim-ministru, eu cred că PNL a ales dintre cele două opțiuni opțiunea corectă, a declarat Elena Udrea, fost ministru în guvernul Boc. Întrebată de ce crede că președintele Klaus Iohannis a renunțat să-l susțină pe Ludovic Orban, Udrea a precizat că nu cunoaște relația pe care o aveau cei doi înainte de afirmațiile șefului statului.